Bună seara! Suntem în direct pe pagina mea de candidat independent. De mult n-am mai fost în direct pe aici. Mă tot gândeam după alegeri dacă să-i schimb numele, să revin iar la descrierea, titlul de pagină de activist civic, așa cum era mulți ani până acum. Dar văzând ce configurația are Parlamentul ales în 24 februarie, am zis să nu mă grăbesc, e foarte probabil că vom avea anticipate. Și iată, am ajuns la sfârșitul acelor 3 luni acordate de Constituție ca legislativul nou ales să formeze o majoritate și să aleagă un nou guvern. Dacă nu e capabil să facă chestia asta, președintele e în drept sau chiar obligat să dizolve Parlamentul și asta înseamnă că vara asta, poate la sfârșitul verii, poate la începutul toamnei, vom avea alegeri anticipate. Se pare că despre asta s-a pronunțat azi și Curtea Constituțională, care a fost sesizată cu mult timp în urmă de președintele Igor Dodon și abia azi s-a hotărât să-i răspundă și i-a zis că azi e ultima zi când se poate forma un guvern și dacă n-ați făcut chestia asta, mâine trebuie dizolvat Parlamentul. Deci au ținut să-i răspundă în ultima zi, bine că nu i-au răspuns ieri pentru ziua de azi. Și Igor Dodon, și Igor Dodon a intrat la presă să vorbească după forul decizional din Partidul Socialiștilor, în care a participat și el, nu știu de ce, el ar trebui să nu fie membru al Partidului Socialiștilor, nu ar trebui să fie membru de partid conform legii și ar trebui să reprezinte pe toți alegătorii, pe toți cetățenii, chiar și pe cei care nu sunt alegători și chiar și pe necetățenii care trăiesc în Republica Moldova. E bine, Dodon a ieșit de la discuțiile de la Partidul Socialiștilor și a zis respingem, eu știu, oferta blocului acum, respingem oferta Partidului Democrat și cel mai probabil vom avea anticipate. Deci cred și eu că asta e situația și cred că e cel mai cuminte așa, chiar dacă această situație îi convine cel mai mult lui Plahotniuc, care conduce de umbră toată Republica Moldova, inclusiv Curtea Constituțională, Comisia Electorală Centrală, Televiziunea Publică, ați văzut în seara asta Mircea Surdu dădea niște bla-bla despre temeri ce chestii neimportante. Lui Plahotniuc îi convine încă o situație, încă vreo 3-4 luni de incertitudine sau chiar până la sfârșitul anului, deci tot anul 2019 el să facă și să dreagă orice și nici măcar să nu fie la guvernare, că e un fel de guvern interimar al lui cu finul în fruntea Parlamentului sau cu ortacul lui, cum îl cheamă, care e premier interimar și îi fac ce vor. Probabil fură cât în cape, deturnează fonduri cât în cape și nimeni nu o să răspundă, pentru că nimeni nu guvernează. E un fel de vid de putere, e un fel de ape tulburi în care cei mai șmecheri vânează cât pot de mult. Sau pescuiesc, dacă să revenim la termenul pescăresc. Eu, cum mă știți, din 2014, de când am candidat prima dată, sunt și acum pregătit să candidez. Cineva îmi reproșa mai devreme că am difuzat asta, anunțul despre anticipate și întrebarea dacă sunteți pregătiți. Și cineva îmi reproșa acolo, unul dintre susținătorii blocului acum, mă întreba cumva cu reproș, nu cumva candidez. Și eu tot cu întrebare i-am reproșat, nu cumva s-au anulat Constituția și codul electoral? Normal că voi candida, pentru că mi-am anunțat intenția de a intra în viața politică și vreau să mă țin de viața politică. Și asta face un politician. Participă la toate scrutinile electorale, că eu nu vis Iuri Leancă, care zic că nu participăm, sau nu știu care alte partide, cu alte ocazii, pe la alte alegeri, zic că noi nu participăm. Ba, eu particip. Cât timp am acest drept, cât timp voi putea să colectez semnăturile necesare și să candidez, voi candida. Dar voi ce aveți de gând să faceți? Participați, vă implicați în viața politică, veți merge la vot, candidați pe listele vreunui partid sau independent ca Brega,
faceți parte din grupurile de inițiativă să strângeți semnături pentru acei candidați sau din contra, nu, puneți coada pe spinare și plecați din țară sau plecați la mănăstire sau vă căutați de business-ul vostru, vă căutați de fericirea voastră, cum ziceam, o făcea Mircea Surdu cu emisiunea lui de azi. Bună seara, hai să vorbim despre nimic ca să nu deranjăm guvernarea. Dacă vreți să participați cu mine în dialog, comentați pe chat și eu o să citesc comentariile, pentru că iată am laptopul deschis aici, acum vă vorbesc de pe telefonul mobil și voi citi, voi reacționa eventual la comentariile voastre dacă vor părea interesante. Sau chiar puteți să participați cu mine în dialog dacă mă apelați tot de pe telefonul mobil și apăsați butonul verde de jos de lângă emoticoane, unde poți comenta și unde poți apăsa pe emoticoane, pe smiley-uri, pe like-uri și pe nu știu ce, tot acolo ai buton verde ca să participi cu Brega în dialog. Dar aveți grijă că nu puteți participa dacă țineți telefonul în poziție verticală, pentru că, după cum vedeți, eu sunt în poziție orizontală și asta recomand oricui să facă dacă nu se află pe Instagram. Eugen Vârabu zice categoric, nu mai vreau să aleg răul mai mic, aștept pașaportul român și emigrez. Iată, Eugene, eu cu pașaport, cu buletin românesc, deja și cu viză de domiciliu la București, iată, domiciliind de vreo 2 ani în România și tot am venit acasă ca să mă implic în viața cetății în care m-am născut. Sunt născut, la Pepeni Sângerei, dar de 91-92 trăiesc la Chișinău. Îmi pasă de ce se întâmplă în Republica Moldova, pentru că eu am devenit matur și conștient de mine tocmai când Republica Moldova își declara independența. Tot în anul acela am plecat din sat, am venit aici la Chișinău și mă implic cu toată cetățenia mea dublă. Vreau să mă implic și în viața politică românească. Deocamdată nu prea am avut oportunități, ocazii, decât ca activist civic, ați văzut. Poate că fac tot felul de șmecherii pe internet sau pe stradă sau în instanțele de judecată. Dar în viața politică moldovenească vreau să fiu consecvent și mă voi implica. Voi participa și la vot, voi strânge și semnături pentru mine sau pentru altcineva, dacă mă convinge cineva că e mai bun ca mine și trebuie să candideze. Am de gând să candidez și eu. Iată, încearcă să mă contacteze, să-mi sune acum, să participe cu mine. A fost liderul grupului de inițiativă data trecută când am candidat asta iarnă și care de câteva săptămâni e plecat în Polonia. Dacă va reuși să reușește, pentru că știe meserie, îl salut pe Valeriu Gușan. Salut, bună seara, am auzit și eu noutatea, numai că vreau despre alegeri și despre implicarea, dacă să mă implic sau nu. Cred că am să mă implic, eu am dorința încă de asta iarnă să mă implic în alegeri locale din localitatea mea, din Sângeri. Ca candidat independent, nu știu dacă să reușesc, dar în Consiliu cred că am să colaborez cu un partid. Nu știu. Problema e, Valeriu, că n-are cine anunța alegerile locale, pentru că nu există un parlament funcțional. Deci, probabil, vorba lui Dodon, nu așteptați anul ăsta alegeri locale. Vor fi, cel mai probabil, după ce va începe să funcționeze parlamentul. Deci, probabil, la anul. Dar știi că Candu Tușov a spus-o cu amenințările lui, că a spui cheltuielile, chiar azi a făcut o declarație, că a spui... populistă și aberantă și n-are cum, decât dacă iau ei puterea mâinile lor ca o huntă și atunci va trebui să recurgem la revoluție sau să fugim toți din țară, pentru că așa nu funcționează democrația, spui cheltuielile pe seama cuiva. Poate să-și asumi cheltuielile și miliardarul din nănașul lui, dar acele nu vor fi alegeri libere. Aceea va fi mimarea procesului de alegeri. Alegerile libere trebuie să fie făcute din bugetul de stat, din banii contribuabililor, ca contribuabilii să contribuie în felul ăsta la înfăptuirea democrației. Da, dar Filip încă a mai spus că bani pentru nu sunt prevăzuți, sau tot Candu pare mi s-a spus că bani nu sunt prevăzuți pentru alegeri, dar sunt prevăzuți în schimb pentru alegerile locale. Au fost prevăzuți în buget, deoarece alegerile locale trebuie să aibă loc încă în mai, dacă eu nu greșesc. Ordinare, exact. Deci ea spui că noi n-am prevăzut pentru alegeri anticipate, însă am prevăzut pentru alegeri locale și pentru asta noi trebuie să le comasă pentru a economisi bani. Cel mai mult ca probabil, guvernul și Partidul Democrat să facă comasarea acestor două alegeri și o să fie cu un comitet și așa locali și așa parlamentari în aceeași zi.
Asta e părerea mea. Nu M-ar știu. mira că ei au făcut referendum cu două întrebări în aceeași zi. Nu m-ar mira să comaseze și alegeri locale și prezidențiale și temeri ce altceva, încă vreun referendum. Da, și eu o să mă implic în alegeri locale din localitatea mea, din Sângera. Cred că deja în august eu o să pot să-mi iau concediu de aici, că aici la fiecare 2 luni, la fiecare lună îți dă câte 2 zile concediu plătit. Deci până în august eu deja să am 6 zile de concediu. Pentru a mă înscrie și ne-am luat certificatul cel al lor care trebuie de integritate. Nu știu când o să aibă loc, gândesc, tot cum a spus al de Dodon, prin octombrie, noiembrie. Deja eu cred că se pot deja și reveni în noiembrie. La mine, la sfârșitul lui octombrie, se termină deja contractul. Și te gândești chiar să candidezi sau strângi Da, semnături pentru da, 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 da. ceva? Eu chiar să candidez pe, ca consilier, mă gândesc. Nu vreau primar, dar ca consilier, cred că să mă implic. Nu necesită așa mare consum, mare, ca primar deja trebuie să te consumi, să fii la fața locului, dacă consilier poți să te mai duci și pe hotare, poți să revii, nu e, ședințele consiliului nu au loc așa de des, așa că poți să-mi permiți să chiar să lucrez pe hotare, fiind ca și consilier. Eu știu o tată care câștiga bani în timpul mandatului, din când în când se ducea badant în Italia. Cred că știi Da, 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 membru. o știu, cușnir. Da. Și chiar mă gândeam să deja discut cu un partid referitor la eventual colaborare. Dar nu știu până la ce să ajungă dacă să colaborez sau să candidez independent. Încă nu știu. Și de asemenea îndemn discut cu mai mult cu fete, femei care le am prin prieteni și le îndemn și pe dânsele să candideze. De El acord. este și interesant că sunt activi pe grupuri, le văd, dar nu prea au intenția de a candida, de a se implica. Nu înțeleg de ce. Vă zic că încă nu scoapte. Hai să vedem. Poate s-o coași până... Da, a ieșit soarele, acum e mai călduț, să coc și cireșe și căpșune și femeile activiste. Așa, eu am mai citit cum ți-o vedeai tu cu susținătorul blocului acum. Totuși, unde să candidez? Sau încă nu ești decis? Aceea nu era sfadă și da, mi-ar plăcea din nou să candidez acolo unde în mod normal ar trebui să candidez pentru că domiciliez în diaspora, dar având în vedere experiența trecută când s-a băgat Maia Sandu peste mine și am fost 13 candidați, cea mai populară circumscripție, iar alegătorii și alegătoarele nu știu de ce au decis că doar Preasfânta Maia Sandu trebuie votată și în proporție de 80 și mai mult de 80% au votat pentru ea. Credem, asta m-a cam dezamăgit și dacă va candida din nou Maia Sandu din partea blocului acum în circumscripția 50, nu mă mai bag. Va trebui să aștept decizia ei ca să nu mai pățesc același lucru, că nu-s prost să calc pe aceeași greblă de 3 ori, nu? Deci am în calcul serios să candidez în circumscripția 33, având în vedere că Andrei Năstase s-ar putea să candideze la primăria Chișinăului. Nu? Și sunt de mult dispus să mă bat cu Țuțu sau să candidez la mine la Sângerei, că consider că sunt candidat mai bun decât Oazu Nantoș, decât actualul primar și candidat și deputat de la Sângerei. Sau iată, mă cheamă lumea aici în suburbie, în circumscripția 32, chiar dacă n-am fost la Grătiești niciodată sau în sens că n-am trăit la Grătiești niciodată, dar am filmat de atâtea ori și taică meu a făcut chiar școală de brigadier Tabacovod la școala din Grătiești. Deci aș avea de ce să candidez la Grătiești. Deocamdată n-am niciun plan și vorba ta, am în calcul și posibilitatea să particip la un eventual bloc de opoziție comun și poate o să aibă nevoie de mine, mai ales dacă vor fi comasate alegerile locale cu cele parlamentare, vor avea nevoie mare de persoane vizibile pentru cam orice funcție, nu? Și da, e posibil orice, dar e cert că am de gând să candidez, nu ca admiratorul cel al blocului acum, care stă într-o parte și ce așteaptă? Să-i propună Dumnezeu să candideze, să-i zică Ilie sau cum îl chema pe acela, Pietru. mor, ia familia și du-și fă noie, du-și fă o corabie mare. Nu, eu vreau să-mi iau soarta mâinii, că nu sunt credincios. A, da, dacă să aibă loc amândouă, deci ai să participi numai la parlamentare. N-ai sau ești Cel mai posibil. probabil, da. N-ai O să să. participi Da, la votare. adică orice propunere, știi, dacă o să
formez un bloc de coaliție și o să zic că Bregă ești cel mai bun candidat pentru funcția de primar la Bălți, de exemplu. Ce o să zic? Net. Mă duc și candidez la Bălți dacă îmi propune, știu, opoziția. Că vreau să fac opoziție, oricui. Că... Și la Bălți e mare dezastru. Dar totuși cred că sunt cel mai potrivit pentru Parlament. Măcar să candidez, nu neapărat să ajung în Parlament. Eu deja am spus să te reprezint aici. Cel mai potrivit este pe internet sau să fac filme, că profesia mea e de cineast, dar ce am, unde, cum să fac filme. De fapt, săptămâna asta s-ar putea să scoatem filmul nostru, că fratele meu a promis că e aproape gata. Bine, eu cred că am să părăsesc, eu la ora 10 deja într-un schimb de noapte, așa că n-am să pot mult stau. Seară bună! La muncă și ai grijă să nu te pârlești acolo. Noaptea scade vigilența, parcă, nu? Și atenția. Că ai dormit azi. A fost Valeriu Gușan. La alegerile din iarnă m-a ajutat să colectăm semnături. A fost chiar șeful grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în favoarea candidatului independent Oleg Bregă pentru circumscripția 50 diaspora europeană, occidentală. Și îi mulțumesc foarte mult și cu ocazia asta. Toată lumea a participat voluntar. Eu am fost poate singurul candidat cu buget zero. N-am cheltuit niciun bănuț ca să-mi fac imagine sau ca să strâng semnături. Deci totul a fost cinstit. Și biroul electoral de circumscripție ne-a cam brăcuit 200 de semnături. Și asta a fost foarte dur, nedrept, dar n-am avut timp să ne mai judecăm cu ei. De fapt, am încercat eu să scriu o contestație, dar nu știu de ce CEC n-a acceptat o contestație scrisă la distanță. Ca să vă dați seama ce condiții sunt puși candidații diasporei. Trebuie neapărat să fie aici la Chișinău tot timpul și trebuie tot timpul să meargă cu buletinul la CEC. Hai să încep să citesc și comentarii. Amintesc cine mai vrea să participe așa ca Valeriu în dialog cu mine, trebuie să apese butonul verde de jos, de pe telefon, de pe telefonul mobil, de pe computer, nu încercați să mă sunați că e imposibil, și telefonul mobil trebuie să-l țineți în poziție orizontală, să acceptați rotirea automată a ecranului, altfel s-ar putea să nu vă accepte apelul spre mine. Anticipate vrea Dodon și Plaha, zice Lenuța Catele. E foarte posibil, dar eu sper că își doresc și Maia Sandu cu Andrei Năstase, pentru că acum cu 26 de mandate n-au ce să facă, n-au ce să pretindă. Eu sper că o să înțeleagă greșeala alegerilor de astă iarnă. Eu sper că o să facă un bloc mai larg, o să accepte și mai multe partide, și mai mulți oameni din societatea civilă, oameni vizibili și credibili, să nu fie egoiști cum au fost data trecută și să accepte candidați doar din partea celor două partide și doar vreo câțiva din temiri ce ONG-uri tot așa controlate de ei. Altfel vor fi sortiți să aibă tot un sfert dintre mandate și să nu se schimbe nimic și în toamnă când vor încerca din nou să lupte cu oligarhul, să le ia Dodon înainte să lupte cu oligarhul împreună împotriva opoziției pro-europene. Deci da, are de câștigat Plahotniuc, ziceam, din acest an ratat, când există un vid de putere și el cu mafia lui face ce vrea. Să vedem cât vrea să mai rămână în lesă, în subordinea, sub controlul lui Plahotniuc, Igor Dodon. Poate are pretenții de control și atunci Dodon s-ar putea să accepte să facă o coaliție antioligarhică, dar asta e cam ireal, el fiind la rândul lui un oligarh, un neică nimeni care s-a îmbogățit peste noapte, fiind funcționar de stat, fiind pe lângă comuniști tot timpul, a ajuns să aibă, iată, oficiu, sediu de partid de milioane, casă de milioane și a ajuns chiar președinte, tot cu mâna oligarhilor. Dar măcar o să aflăm o chestie, că Igor Dodon nu e ceea ce pretinde. Nu e nici pro-rus, nici filo-Putin, nici pe nu știu ce. E pudelul lui Plahotniuc și face tot ce vrea Plahotniuc. Deocamdată Plahotniuc are nevoie de Dodon ca să joace rolul ăsta de... anti-european.
Sebastian Grădicianu zice votăm Brega. Mulțumesc, Sebastian, dar deocamdată va trebui întâi să aleg circumscripția, după care să particip la constituirea unui grup de inițiativă, după care să colectez 500 de semnături cel puțin valabile și după care să mă înscriu în cursă și să fac campanie electorală. Dar probabil va trebui să fac cu buget zero tot numai pe internet, cum am făcut-o astă iarnă, pentru că televiziunile, posturile de radio aproape că în totalitate m-au sabotat. Doar cu mici excepții am participat la o dezbatere televizată, la o dezbatere radiofonică și cam atât. Dar asta nu e campanie electorală. Deci, cei care ziceți votez Brega, e mult până departe. Cine a furat miliardul? Cum crezi? Întreabă Vitalie Lisnic. Au furat tot felul de șmecheri și oportuniști care aveau instrumente să facă chestia asta și au fost protejați de instituții de stat. Banca Națională, CNA, SIS, Procuratură și tot așa. Deci, din câte se știe până acum, a făcut-o Șor cu Filat, au făcut-o Platon, au făcut-o Aldi Dodon și cu Zinaida Greceanu, care au luat credite neperformante. Deci miliardul celor nu l-a furat un singur om. Cineva poate a avut în cap schema, ideea, dar la realizare au participat foarte mult și li s-a permis foarte multora să participe în schema asta ca să aibă complici, ca să-i aibă de partea lor și ca să nu vrea niciunul să se facă investigații. De ce nu se face investigații pentru miliardul furat? Pentru că sunt complici. De ce Șor și acum candidează pentru Parlament și e la Libertate? Pentru că e de-a lor și au nevoie de el. L-au băgat la pușcărie printr-un proces secret pe Vlad Filat că ar fi primit 250 de milioane mită. Dar pe cel care a dat mită, nu l-au băgat nicăieri. Și acela a dat mită ca să nu se vorbească despre furtul miliardului. Deci 250 de milioane mită ca să nu se investigheze furtul miliardului. Deci el trebuie să fie arestat și băgat la pușcărie și pentru mită și pentru furtul miliardului. E bine, pentru nimic nu e băgat la pușcărie și e clar că actuala guvernare, cei care controlează procuratura, instanțele judecătorești, poliția, SIS-ul, CNA-ul, adică Plahotniuc, e și el cu mâinile murdare de căcat. Anticipatele sunt asigurate sau mai este vreo șansă? Cristina Duca nu e nicio șansă. Până azi, a zis Curtea Constituțională, trebuia să fie numit guvernul. Și partidul ăsta al Maia Sandu sau blocul Maia Sandu cu Andrei Năstase, PAS și cu DA, chiar azi s-au dus în Parlament și au încercat să convoace o ședință împreună cu socialiștii ca să probabil formeze o majoritate să numească un guvern. Socialiștii s-au codit, guvernarea a inventat o bombă, i-au scos pe toți forțați din Parlament și acum Parlamentul e paralizat de povestea cu bomba. De 4-5 ceasuri Parlamentul e înconjurat de mascați, nu îi permite nimănui să intre acolo, clădirea Parlamentului. Iar ăștia la sediul PSRM sau la sediul PAS sau la sediul DA nu poate să se întâlnească și zic că am format guvernul. Trebuie să se întâlnească în sediul Parlamentului. Deci, poliția va ține blocat sediul Parlamentului până mâine, iar mâine Curtea Constituțională, orice ar decide, ăștia va zice, nu, a expirat termenul, nu mai e valabil. Pentru că aveți dreptate, Plahotniuc are și el interes să se facă alegeri anticipate. Chiar dacă va rămâne cu același scor. Toată lumea va rămâne cu același scor, dar lui îi convine ca încă un an să nu existe putere și el, în vidul ăsta de putere, să facă ce vrea și ce a făcut până acum. Oleg, îți urez succes, mulțumesc. Nu o să mai citesc salutările și urările de bine. Alegerile parlamentare anticipate în luna august, atunci vin moldovenii acasă, zice Marin Sergiu. Să vedem, dar știu că alegerile nu pot fi numite chiar așa de în scurt. Da, la sfârșit de august, cam de ziua independenței, se pot numi alegerile anticipate pentru că trebuie să fie minim 60 de zile perioada electorală, când te duci, ceri documentul de la ANI, Agenție pentru Integritate, certificatul acela de integritate, când se constituie blocurile,
când se numără partidele care pot să candideze și tot așa. Și începe colectarea semnăturilor. O lună se colectează semnături, se trage linie, se numără candidații concurenței înregistrați și începe campania electorală. Cu o zi înainte de alegeri se termină campania electorală și au loc alegerile. Deci, probabil ar putea să numească alegerile la sfârșit de august, dar totul va depinde probabil de Igor Dodon, de Curtea Constituțională, de fapt va depinde de Plahotniuc. Dacă Plahotniuc nu va vrea să facă alegeri anticipate și se numește pe sine rege pe viață, atunci ce facem, Eugen? Ce mai Alo, la bună. Revoluție? Alo, Salut! da, bună. M-am mai odihnit puțin că eu am alergat acum pe în fața la instituțiile astea a noastre. La Parlament Și am văzut că erai transmis în direct, da. da, am fost și am ușor pun la încărcat telefonul, că se scarcă. Cam vie să Perfect. mai continui live-ul, dar era descărcat telefonul. M-am mai certat o leacă și cu ăștia de la spate la guvern, că eu de obicei alerg pe Veronica Miclea. Și A, acum nu ne-a dat. Poftim? faci sport? Da, o leacă. O leacă ai de dușmani sau să prinzi mușchi. Poftim? Întrebam de ce alergai, am crezut că altul era motivul. Nu, eu alerg de obicei, dar nu asta sensul. Adică nu e asta principalul. Am alergat pe la Constituție. Și eu îi văd că, adică eu nu am mai văzut așa ca să stai, băi, nu știu, ăștia negru, unul lângă altul, ca chibritele în cutie. Și e ca așa. De Apropo, Constituție ai alergat și pe la Curtea Constituțională? nu. Doar la președinție, m-am greșit, la președinție, la parlament și pe la guvern. Ok. Da, eu am spus că sunt categoric, nu mai spun, nu mă mai duc la alegeri și nu văd niciun motiv de ce ar trebui să-mi pierd eu timpul, să-mi pierd nervii, să mă, nu știu, nu văd, dacă nu văd pe nimeni, de ce ar trebui să aleg răul mai mic? Corect, Candidează din tu. partea mea. Alo, Candidează tu da. ca să ai pentru cine vota. Oh, e asta, e prea, mă depășește situația. Atunci, dar să nu vă mirați că o să iasă moșii Ioan și cu Chiochea Ileana sau cu Țuțicii, o să voteze ei și o să aibă deputații, primarii, consilierilor care o să-i reprezinte. Să nu vă mirați Ok. că aleșii poporului vor fi deosebiți de voi, pentru că voi v-ați săturat, v-ați plictisit, ați obosit și nu mai ieșiți la vot că nimeni nu vă reprezintă. Nici nu o să vă mai reprezinte. N-aveți nicio șansă să vă reprezinte pentru că nu ieșiți la vot. Spre deosebire de diasporă, care au plecat, e că eu am văzut acolo că scrie că noi moldoveni am să venim și am să votăm, mă adresez la ăștia din diaspora, voi ați plecat de aici, noi suntem aici care în Moldova lucrează, plătesc impozite, voi v-ați dus, eu nu înțeleg de ce ei atât de tare diaspora se trage să voteze pentru Moldova. Deci ei nu știu care e situația reală de la noi, de aici. Noi suntem populația majoritară care decidem. Eu de ce nu vreau să mă implic, de ce nu vreau să-mi stric nervii? Pentru că toată ziua la muncă nu mai am eu, nu timpul, dar nici plăcere de a mă implica în toată chestia asta. Cu miliardul, de unde știu eu sigur cine l-a furat, ce decid eu, ce rol am eu în chestia asta, adică nicio importanță nu joc. Da, dar Și nu ca trebuie să avem încredere în instituțiile statului care au obligația. Pentru asta le plătim ca să vegheze, să prevină, iar dacă n-au reușit să prevină, să investigheze și să pedepsească astfel de fraude. Sau, dacă ele n-au făcut chestia asta, să cerem demisia șefului Băncii Naționale, șefului CNA, șefului Procuraturii, șefului SIS, șefului Guvernului, șefului Parlamentului. păi de ce nu se cere, dar atunci? Păi de ce nu cerem? Haideți, la protest. Azi au ieșit unii la protest din partea guvernării împotriva opoziției. Ați mai văzut protest la Parlament organizat de guvernare împotriva opoziției? Au fost azi oamenii în stradă, au dus cu autobuz și mâine o să iasă la Parlament, dar nu știu ce o să mai ceară mâine, că dacă
gata, se dizolvă Parlamentul și se anunță alegeri anticipate, o să vină degeaba, doar să triumfe, probabil să numească Partidul Democrat, Partidul Poporului, votați partidul, o să fie un fel de miting electoral mâine deja. Oamenii ăștia lucrează sau nu? Sâmbăta nu prea lucrează nimeni. Apoi nu trăiesc în Chișinău, dar e. Am înțeles că oamenii s-au angajat la stat și sunt dependenți de salarii și de superiorilor și de asta... Apoi nu ar trebui, dar în zilele astea unde când au fost la proteste astăzi, nu ar trebui să fi fost la serviciu. Vezi că au venit după masă. Aha. Și nu uita ce rată de șomaj avem în Republica Moldova și nu uita că mulți dintre membrii de partid sunt și angajați la stat, șefi de regulă și ei decid când pleacă de la servici. Deci ei sunt la întrunire electorală, dar pe banii noștri, pe salariul nostru. Da, da. Bine, mai dau voi cu altcuiva să mai vorbească, să mai exprime opinia. Bucuros că te-am revăzut. Mulțumesc, m-am bucurat și eu. Sper că mai faceți vlog de acela. O să A, mai într-un sens sunt pentru alegeri anticipate, ca să am un conținut să mai fac ceva video. Vorbi. Corect. Fain. Ai succes. Noroc. Da. Noroc. L-am scos pe Eugen, că el nu știu dacă știe cum să iasă. E prima dată într-un astfel de dialog pe Facebook. Sebastian Grădicianu zice, de ce o vezi pe Maia Sandu sfântă că te temi să candidezi? Pentru că s-au văzut rezultatele. A fost mai votată decât Plahotniuc, decât Șor, decât Usatăi la Bălți. A avut mai mult de 80% voturi. Și eram 13 candidați, dintre care 7 erau candidați independenți. Mai erau încă vreo 6 femei acolo. Și electoratul care se părea că e cel mai emancipat din Europa, au votat-o ca pe Kim Ir-sen, ca pe Putin, ca pe Batica Lukashenko. Și asta m-a speriat. Oamenii chiar o idolatrizează. Și nu văd de ce aș candida împotriva ei, când până la urmă avem cam aceleași convingeri, și eu și Maia Sandu. Mai degrabă o ajut să candideze, dar nu cred că are nevoie de ajutorul meu, pentru că ați văzut, o votează în orice circunscripție. Nu știu de ce nu s-ar duce să concureze cu Plahotniuc, de exemplu, să ia mandatul de la Nisporeni, dacă e atât de populară. A ales să candideze în Europa. În SUA nu te-ai gândit să candidezi? M-am gândit, dar acum am și o mare surpriză să-l văd pe Dumitru Alaiba. Foarte bun, curajos, incisiv. A fost primul deputat care s-a dus la serviciu cu bicicleta. Face live-uri de acolo, propuneri legislative foarte curajoase. Nu văd de ce aș concura cu Dumitru Alaiba. Deci, da, sigur, aș fi vrut ori în SUA, ori în Europa, dar vedeți că viața politică bate realitatea. Mai degrabă candidez în Est, la Moscova, Israel, Turcia, China. Că nu prea au avut un concurent puternic blocul acum. Dacă mă propune blocul acum, candidez în Est. Sau pot să candidez independent. Foc la ghete. De ce să ardem ghetele? Eu am trecut la sandale deja, că e vara. Și ghetele le-am pus la păstrat pentru la toamnă. Tudor Sirghi glumește, Hristos s-a înălțat. Fii sănătos. Sper că nu-i răci tare acolo, sus. Unde s-a dus el? Sper că nu s-a înălțat foarte tare. Oleg, dacă vei fi consilier local sau primar, o să mai faci live-uri? Și dacă o să fiu deputat, tot o să fac live-uri. Sau ministru, sau și o să ajung eu să dețin vreo funcție publică vreodată în viața asta. Că dacă nu, vedeți, numai live-uri și rămân să fac. Răspundem la o întrebare. Care e ideologia ta politică? Ești umanist, centrist sau marxist-progresist? Întreabă Roman Florin. Vreau să știu mai multe despre omul Brega. Caută pe Google. Mi-a făcut cineva de vreo câteva ori profilul politic și s-a aflat că sunt progresist, liberal, de stânga, verde, e cam pe acolo. Umanist, da, sunt umanist. Asta îmi place. Oleg, cu tot respectul, dar Maia Sandu va rămâne pentru deasupra călăuză. Cum va rămâne Maia Sandu?
Sofia Silver, că n-am înțeles cumva rămâne Maia Sandu. Privim știri, fix așa ca știne. Bine, Eugen Lefter, dar eu n-am avut pretenția că vă informez prin live-ul ăsta. Eu am avut intenția să vă consult și chiar mă bucur și mulțumesc că ați intrat până acum, iată, doi cu mine și ați vorbit, am interacționat și vă citesc comentariile ca să punem țara la cale. Eu nu vă informez, că nici nu prea știu ce se întâmplă. Am fost azi prin centru, n-am văzut niciun fel de autobuz. Când am ajuns acasă, numai ce aud. Autobuze și se face protest. Ok, nu mai ies odată din casă, că eu merg cu bicicleta și Chișinău e deluros și azi am făcut deja 18 km și zic, mi-ajunge, o să ies mâine. Florin Stancu întreabă dacă mai strig poliția. De mult n-am avut ocazia, dar dacă o să apară vreo necesitate, dacă voi fi agresat chiar și de către oamenii ai legii, voi striga poliția pentru că altcineva într-un stat de drept nu te poate apăra și eventual dacă strigi ajutor sau oameni buni mă bate, cineva poate să creadă că glumești, pe când dacă strigi poliția, ăsta e un strigăt de om serios care știe cine în stat e organul înarmat să apere drepturile omului și ordinea publică. Ce gară ai tu cu diaspora? Ce gară ai tu cu diaspora? Florin Stanciu, care mă înjuri. Eu sunt considerat diaspora pentru că născut fiind aici în Republica Moldova și mutându-mă în afara Republicii Moldova, trăiesc la București, e adevărat că e a doua patrie a mea, din 96 am și cetățenie românească. Din perspectiva autorităților moldovenești, sunt considerat diaspora. Nici eu nu mă simt diaspora, trăind în capitala țării mele, celei de-a doua patrie a mea, dar legea mă consideră diaspora, de asta zic că voi candida probabil din nou pentru diaspora, pentru că sunt justificat trăind în diaspora, candidez pentru diaspora. N-am înțeles Ana Teslaru ce comentează aici. Probabil a dat o replică cuiva și eu nu înțeleg contextul. Mai susții ideea cu denunțul contraplată? Petru Ciobanu, nu uit de ideea asta, dar și știu că tu ești autorul acestei idei, dar deocamdată nu e cazul. Adică, na, se poate folosi și în campania electorală ca o idee, dar nu știu câți vor rezona, vor reacționa la ideea asta și să vrea să mă susține. Deocamdată am nevoie de susținători și susținătoare cu care să facem grup de inițiativă obligator, fără de care nu pot strânge semnături, nici dacă ești din partea unui partid, bloc politic, nici dacă ești candidat independent. Îmi trebuie grup de inițiativă. Nu se spune cât, dar cel puțin două, trei persoane trebuie să fim. Că nu pot să strâng singur semnături în numele meu. Așa e de idiotă legea. Măcar tu nu pierde speranța și nu te lega cu blocul acum. Sebastian Grădicianu. N-am alternativă. O să candidez independent, dar iau în considerație și posibilitatea implicării într-un bloc, eventual bloc acum doi, mai larg, cu implicare mai largă a societății civile. Evident, nu o să accept să fie primiți pe aceeași listă și să candideze împreună cu persoane compromise, cum încerca cineva să mă atragă în tot felul de alte alianțe politice. Și am refuzat deloc delicat, am zis nu candidez cu așa oameni împreună. Dar asta e situația politică. Când e necesară coagularea eforturilor și blocul acum mi se pare deocamdată frecventabil, bun de luat în considerație pentru o persoană, pot să zic, ca politică independentă ca mine. Chiar dacă ei văd că sunt legați cu popularii europeni, dar cum nu avem
Partid Verde Moldovenesc credibil și partid, verzii noștri din Moldova sunt la fel de conservatori și de populiști ca popularii europeni. Cum n-avem, eu știu, un partid de stânga credibil, european, serios, na, s-a numit acum partidul lui Petrenko, s-a numit partidul stânga europeană, dar nu am încredere, nu am prea multă încredere în acel partid și nu sunt convins că el va fi admis în campania electorală. În mod sigur, Ministerul Justiției va pune bețe în roate și nu-l va accepta. Nu-i va accepta schimbarea denumirii, președintele din exil, că am înțeles că pe Grigore Petrenko au vrut să-l numească, l-au numit acum președinte sau nu știu dacă a rămas în funcție. Deci nu am deocamdată cu cine altcineva să mă aliez și de aceea sunt nevoit să mă gândesc la blocul acum, chiar dacă ei mi-au făcut padleanca data trecută, să nu-mi comunice nimic până în ultima zi, despre intenția mea de a colabora cu ei. Iar după aceea să constat că pe aceeași circunscripție cu mine candidează însăși Maia Sandu și mi-a anulat toate șansele. Cam atât am avut să zic și să vă întreb. Văd că nici comentarii nu mai sunt și nici foarte mulți oameni nu se mai uită. Amintesc, dacă vrea cineva să intre cu mine în dialog, poate să apese butonul verde din partea de jos a ecranului pe telefonul mobil, numai pe telefonul mobil, de pe computer nu puteți să participați cu mine în dialog și trebuie să țineți telefonul în poziție orizontală, pentru că și eu emit orizontal și nu cum faceți voi pe Instagram în poziție verticală. De fapt, și eu fac pe Instagram când emit uneori în poziție verticală, pentru că altfel nu-i voi acolo. De vreo câteva luni mi-am făcut cont și pe Instagram de când am auzit că suntem deja mai mult de 1 miliard de utilizatori pe Instagram. Nu sunt foarte satisfăcut de activitatea mea pe Instagram. Mă bucur doar că videourile de pe Instagram se duc automat și pe Facebook. Și mai des folosesc contul de Instagram al Asociației Hyde Park, Curaj TV. Și videourile sau fotografiile de acolo se duc automat pe pagina de Facebook Curaj TV. Deci cam totul, fie că e blog, fie că e YouTube, fie că e Instagram, cam totul mizează pe Facebook. Rețeaua asta socială care include aproape jumătate, dacă nu cumva mai mult de jumătate din populația globului. Și se pare că pe Facebook deja mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova a intrat, când altă dată, cu 10 ani în urmă, cei mai mulți erați pe odnoclasnicii. Ei bine, acum a înclinat balanța, oamenii au simțit că pe odnoclasnicii te împuți, te plictisești și s-au mutat pe Facebook. Totuși, văd că tineretul se plictisește pe Facebook și a ales Instagram. E foarte posibil că într-o bună zi va veni o inovație, ceva revoluționar, oamenii se vor muta în altă parte. Eu deocamdată mă exprim pe YouTube, pe blogul Curaj TV, întreținut de Asociația Hyde Park, și pe, iată, Facebook. Pagina asta de candidat independent, profilul meu Oleg Brega și foarte multe pagini de activism, grupuri de activism. Recent am creat grupul consătenilor mei, l-am numit Frătești, e pentru cei din Pepeni, Raionul Sângerei, dar și satele Răzălăi, Pepeni Noi, Romanovca, care acum fac parte din primărie Pepeni și m-am gândit și la o eventuală reformă administrativă. Am inclus în titlu și în preocuparea acelui grup și satele Bălășești, Sloveanca, poate chiar și Prepelița. Și am ales un nume care să-i unifice toate aceste localități, satul Frătești, care poate că a existat vreodată în zona aceea, pentru că există o mahala în satul Bălășești, se numește Frăteștii de Sus.
Și eu bănuiesc că frăteștii de jos erau campi acolo pe unde apare acum un sat nou în locul fermei de vite cornute mari, care aparținea colhozului Karl Marx din satul meu de Baștină, pe malul râului Iligacea. Și acel grup de Facebook cunoaștere o evoluție fulminantă. În doar o săptămână suntem 400 de membri, chiar adineauri a fost adăugat al 400-lea membru. Și am avut și niște intrigi recente. Fostul coleg de clasă al meu, fostul consilier municipal, fostul consilier al lui Dorin Chertoacă, fostul candidat la funcția de primar al Chișinăului, Oleg Cernei, modera într-un mod foarte ciudat grupul și ștergea mesajele oamenilor, sau chiar dădea pe oameni afară, îi bloca. Și asta mi s-a părut inadecvat, inacceptabil și i-am restricționat accesul, i-am oprit acest drept de a modera. Și asta cumva l-a supărat pe el, dar în schimb, în locul lui, am numit alți vreo doi admini moderatori de prin satele vecine ca să fie cât mai reprezentativ grupul. Sper că această transparență și această decentralizare și această democratizare să contribuie la îmbunătățirea mediului democratic în satele noastre. Totuși, în sat, la mine, la noi, n-am de gând să candidez. Nu cred că viitorul politic, social și cultural e în sate. Eu cred în urbanizare, în concentrarea oamenilor în urbe, în metropole și de aceea voi rămâne la oraș așa cum am plecat în 91 prima dată de acasă. Voi rămâne la Chișinău, la București, poate la Durlești, la Bragadiru, unde o să mai ajung să trăiesc sau chiar să dețin vreo funcție publică. Ziceam, mă interesează viața politică. Am impresia că dacă nu ne interesăm noi de politică, politica ne folosește în lipsa noastră. Și eu vreau să particip la făurirea soartei mele. Așa, atâta cât mai am. Mulțumesc pentru atenție și pentru participare. Nu am convingerea că merge live-ul acesta pe Facebook-ul de pe computer s-a oprit. Aici încă se mai mișcă câte ceva, dar nu foarte mult. Totuși, asta e prea puțin ca să mai rămân în direct. Mulțumesc, ținem legătura. O să mai vorbim vara asta.